Bună ziua! Continuăm interviurile pe SNews și astăzi l-am invitat alături de mine pe domnul Gabriel Muntu, primarul sectorului 6 și candidatul, da, Partidului Social Democrat pentru un nou mandat la primăria sectorului 6. Bună ziua și vă mulțumesc pentru invitație. Am spus bine? Candidatul, da, afirmațiile sunt corecte. Candidatul, da. PSD. Întreb pentru că, da, am văzut surprize, domnul Negoiță nu mai candidează de la PSD, am auzit că și domnul Băluță încă n-a făcut un anunț în sensul ăsta. Dumneavoastră rămâneți prompt pe decizie, să înțeleg. Da, eu sunt candidatul Partidului Social Democrat pentru funcția de primar al sectorului 6. Voi merge în continuare pentru a-mi duce la bun sfârșit proiectele pe care le-am început și le-am în derulare în acest moment. Vreau să fac o corectură, cred eu, importantă pentru cei care ne urmăresc, în sensul că colegul meu, Daniel Băluță, președintele organizației PSD Sector 6 și primarul sectorului 4 și primarul sectorului 4, va candida din partea Partidului Social Democrat. Sunt zvonuri care cred că cu intenție sunt lansate în spațiul public. Vă spun că am verificat, chiar ieri am discutat cu domnia sa și nici nu se pune problema de acest lucru, adică să candideze din partea altcuiva. Iar vis-a-vis de candidatura fostului nostru coleg Robert Negoiță, nu pot decât să spun că în viață trebuie să nu uiți de unde ai plecat, cine te-a susținut și cine te-a ridicat, pentru că așa este frumos și corect. Și în general este bine să te abții de la a face afirmații denigratoare la adresa colegilor tăi sau foștilor tăi colegi, pentru că înainte de toate nu cred că este în poziția în care să spună că doar în sectorul 3 s-au făcut lucruri bune. Eu pot să spun despre lucrurile extraordinare care le-am făcut în sectorul 6, unele din ele sunt mult peste ceea ce a făcut domnia sa în sectorul 3 și pot să amintesc, spre exemplu, și de lucrurile foarte interesante și bune care s-au făcut în celelalte sectoare. Sectorul 4, în sectorul 1, în sectorul 5. Deci nu este corect să ieși în spațiu public și să faci afirmații denigratoare la adresa colegilor tăi. În rest, eu aș vrea să mă rezum la a discuta cu dumneavoastră despre ceea ce cred eu că trebuie făcut în continuare în sectorul 6 și vreau să mă credeți că acești 4 ani pe care i-am parcurs în calitate de primar au fost extrem de interesanți pentru mine ca și om de administrație, dar și pentru mine ca om politic. Am avut succese care, sincer vă spun, la început mi se păreau absolut imposibil de realizat și cred eu că în continuare sectorul 6 are nevoie de un om implicat așa cum am fost acești 4 ani. Și bineînțeles, sectorul 6 are nevoie ca aceste proiecte care în acest moment sunt în derulare la nivelul sectorului să fie continuate. Veți avea și susținerea pro-România? Noi am făcut publică intenția noastră de a avea o colaborare cu pro-România. Suntem deschiși la o alianță electorală, astfel încât stânga să fie, dacă vreți, pe partea stângă să consolidăm toate voturile necesare. Este păcat în momentul în care gândești așa, cum se spune popular, de stânga, când îți dorești să duci mai departe proiectele bune care s-au întâmplat în București, să nu vii să susții pe cel care le-a făcut. Și aici mă refer inclusiv la colega mea, la Gabriela Fira, primarul general, dar și la ceilalți colegi de sectoare. Deci cred că pentru bucureștenii, pentru stânga din politica românească, din politica din București, ar fi corect ca Pro-România și Partidul Social Democrat să vină cu o gândire unitară și să avem susținere din partea dumnealor. Repet, noi suntem deschiși. La sectorul 6, cum e situația? Noi suntem deschiși. În acest moment, Pro-România, la nivelul Consiliului Local, spre exemplu, nu au pe nimeni, însă eu mi-am manifestat intenția de a discuta cu dânși. Nu am niciun fel de problemă, ne putem așeza la masă, se pot face calcule politice corecte, avem sondaje de opinie și știți cum este, decât să mergi la
pierdere de unul singur, mai bine mergi la câștig cu un partid puternic, cu un primar care și-a făcut treaba. Cum arată la acest moment negocierile dintre PSD și Pro-România? Negocierile au fost purtate la nivel central de către președintele partidului, domnul Marcel Ciolacu, secretarul general, domnul Paul Stănescu, și de către colega noastră la nivelul Bucureștiului și președinte pe București, Gabriela Firea. Am înțeles că se vor relua discuțiile în perioada proximă și cred că vom putea ieși cu un mesaj concret, pentru că oricum mai avem câteva săptămâni și trebuie să depunem listele, adică nu prea mai avem timp să, hai să spunem așa, să ne plimbăm sau să ne ascundem unul după celălalt și cred că este momentul să venim să spunem concret, da, dumne, vrem o stângă puternică în București, pentru că, repet, sunt proiecte extrem de importante care au fost derulate, sunt proiecte extrem de importante pentru bucureșteni care au fost finalizate și am demonstrat și am arătat că putem să facem, știm să facem, vrem să muncim și cred că asta e traiectoria pe care trebuie să mergem în continuare. Tot de PSD discutăm și știm că va avea loc un congres în care, practic, vă veți alege conducerea pentru următoarea perioadă. Am văzut deja Eugen Teodorovici și-a anunțat și el candidatura pentru funcția de președinte al PSD. Dumneavoastră, pe cine susțineți dintre cei doi? Mă refer dintre Maricel Ciolacu și Eugen Teodorovici. Bun. Eu de la bun început am susținut în primul rând o variantă de lucruri puțin diferită față de ceea ce se întâmplase până acum, până la acel moment în Partidul Social Democrat și aici mă refer la ideea sau formula de lucru de a se prezenta o moțiune. Cel care vrea să candideze să câștige funcția de președinte să vină cu o moțiune pe care să o pună în dezbatere, să o prezinte congresului și în baza acelei moțiuni să-și prezinte o echipă de conducere. Pentru că să știți că asta este cea mai bună formulă. Ai un lider nou sau un lider care câștigă respectiva poziție de președinte, trebuie să aibă și o echipă pro care să-l susțină și care să meargă în aceeași direcție. Pentru că dacă în echipă ai un singur om care trage în altă direcție, pur și simplu este muncă în zadar. Eu mă bucur că există competiție. De ce nu? Poate vedem... Democrație. Da, vedem două moțiuni, trei moțiuni depuse în congres, interesante toate. Eu am susținut de la bun început că merg pe mâna lui Marcel Ciolacu. A fost omul care a dus echilibru în partid într-un moment extrem de dificil pentru noi. Și faptul că Partidul Social Democrat din zona acolo unde se prăbușise în alegerile europarlamentare la 21%, 22% la nivel național și pentru motivul că a reușit să îl țină și să creștem înspre zona de 30%, asta îmi indică că este omul potrivit pentru a duce mai departe și pentru a stabiliza, pentru a readuce Partidul Social Democrat acolo unde era înainte de momentul prăbușirii. Deci îl susțineți pentru, pe Marcel Îl susțin pe Marcel Ciolacu. La fel vă mărturisesc că în București, datorită eforturilor pe care noi le-am făcut și pe zona politică și mă refer la primarii PSD, oamenii care suntem, noi toți cei care suntem implicați în administrația bucureșteană și în zona administrativă, am reușit să readucem partidul, eu cred că pe prima poziție ca intenție de vot în București. Eram la 14-15% în mai 2019 și astăzi cred că suntem undeva la 32-33%, ceea ce este o creștere pe spectaculoasă. Pe sondajele interne ale PSD? Nu doar pe sondajele interne ale noastre. Să știți că am învățat și noi lecția. Facem sondaje de opinie și cu case de sondare politică, care fac sondaje politice, dar facem sondaje de opinie și pe zona acelor entități care lucrează pe zona comercială. Și știți cum e, când le mixezi, îți iese ceva foarte apropiat de adevăr sau foarte aproape de adevăr. Deci, dar sunt și sondaje de opinie făcute de oponenții politici care indică același lucru, că public ies cu alte informații, că e normal să nu se pună în situații dificile, este altă discuție. Dar, deci, din păcate, pentru dânsii, cifrele ajung și la noi, cum cifrele noastre ajung și la ei. Așa că... Apropo de, vorbeam mai devreme de congresul Partidului Social Democrat. Veți candida pentru vreo funcție în partid? La acest congres?
Să știți sau că, vi s-a propus să, da, să... În momentul de față eu dețin funcția de vicepreședinte la nivel național. Este o poziție pe care am, mă rog, interimar, vicepreședinte interimar. Nu m-am gândit să candidez. Dacă Marcel Ciolacu consideră că la nivelul Bucureștiului are nevoie de susținerea mea în această echipă pe care vrea să o prezinte, cu mare drag mă implic. Adică nu sunt omul care să fug de muncă. Nu am niciun fel de problemă. Programul meu este destul de strâns, adică la ora 6 dimineața mă trezesc, la ora 22-23 mă culc, așa că și pot să muncesc fără probleme multe ore pe zi. Am experiență politică și cred că pot aduce în zona politicului, pentru, cel puțin pentru echipa de la București, plus valoare, bineînțeles alături de primarul actual general și viitorul primar general, Gabriela Firea. Să știți că la momentul la care Robert Negoiță făcuse un pas spre normalizarea relațiilor din partid, pentru că știm foarte bine, el a avut o poziție rebelă față de tot ce s-a întâmplat în conducerea partidului, am fost dispus și i-am oferit, i-am spus, te întorci, preiei funcția de vicepreședinte, pentru că nu am niciun fel de problemă să fac parte din echipa Bucureștiului ca președinte de organizație locală, adică n-am niciun fel de problemă. Din păcate, a ales altă variantă de lucru. Deci, ca să vă răspund, dacă președintele actual consideră că în cadrul echipei viitoare sunt util, da. Inclusiv pentru funcția de președinte PSD București, de ce nu? Nu. Nu mă interesează această funcție. Pentru funcția de președinte PSD București consider că este nevoie și cel mai corect să fie ocupată de către primarul general, pentru că reprezintă practic Bucureștiul. Și cam atât. La nivel național, da, Bucureștiul are nevoie de doi vicepreședinți în echipa de conducere. Unul trebuie să fie președintele PSD București și al doilea, unul din președinții de organizații de sector. Că sunt eu sau că este alt coleg de la București, cu mare drag îl susțin, eu sunt deja, știu ce înseamnă, ce implică treaba asta, știți cum este, așa ca să nu muncesc sau să am mai puțin de muncă întotdeauna, este mai bine, da? Nu fug de muncă. Vorbim și despre planurile pe care le aveți pentru un nou mandat și despre ceea ce ați realizat până în prezent, în cei 4 ani. Care a fost cea mai mare provocare când ați preluat primăria sectorului 6? Să știți că am încercat să fac o prezentare cât se poate de succintă pentru mandatul de 4 ani pe care l-am avut. Și am făcut un filmuleț de 4 minute. Exact așa a fost intitulat, 4 ani în 4 minute, în care am încercat să prezint, hai să spunem, cele mai importante realizări pe care le-am avut în acești 4 ani. Vă spuneam la începutul întâlnirii noastre că pentru mine a fost o mare provocare și nu este ușor să fii primar. În primul rând trebuie să știi să lucrezi cu oamenii. Nu sunt un primar comod pentru colegii mei din primărie, pentru că sunt extrem de implicat în activitățile de zi cu zi, cer foarte mult de la oameni, dar să știți că ofer un lucru extrem de rar în ziua de astăzi, ofer prietenia mea. Prietenia mea este sinceră și atunci când chiar o primești, trebuie să arăți că și tu mi-ești prieten și primul lucru pe care trebuie să-l faci este să mă respecti. Acum, cea mai mare provocare, aș pune pe aceeași linie 2 sau chiar 3 teme și vă spun care sunt. În primul rând, reabilitarea termică a blocurilor. Am găsit la momentul preluării mandatului peste 1320 de dosare depuse la primărie neactualizate. Deci, cu alte cuvinte, asociațiile de proprietari știau că depuseseră actele la primărie, așteptau să intre în reabilitare și ce da, să nu vezi se întâmpla că nimic. Dosarul nu se întâmpla nimic pentru că nu erau constituite legal dosarele. Lipseau acte din acele dosare. Cea de-a doua provocare pe acest subiect se referă la faptul că nu aveam proceduri. Chiar dacă aveam dosarele gata, nu puteam să ne apucăm de reabilitare pentru că nu aveam licitații, nu aveam proiecte tehnice, nu aveam nimic. Și am făcut toate lucrurile acestea de la zero, le-am făcut într-un an și jumătate, aproape 1 an și 8 luni,
dar am reușit să fac proiecte tehnice pentru toate dosarele, toate blocurile, toate asociațiile care și-au depuseseră dosare. Am făcut licitație pentru toate blocurile din sector, astfel încât în viitor să nu mai există sincope, să nu mai ai întârzieri. Pur și simplu, ai asociație, ai hotărârea asociației de proprietare, acordul lor, te-ai apucat de lucrare. Vă spuneam că aș pune mai multe proiecte pe același palier. O altă provocare pentru mine a fost să finalizez și să salvez Parcul Drumul Taberei de la dezastru pe care administrația liberală o lăsase în sectorul 6. Și nu spun întâmplător acest lucru, pentru că, din păcate, sectorul 6, 26 de ani de la Revoluție, nu se adusese nici măcar un euro din fonduri europene. Proiectul Parcului Drumul Taberei era cu finanțare europeană, dar din cauza neștiinței, neimplicării, nu știu, indolenței, spuneți-i cum vreți dumneavoastră, a celor implicați, primar, city manager, manager de proiect și așa mai departe, riscam să dăm înapoi la Comisia Europeană peste 14 milioane de euro. Bani, lăsând la o parte banii, cred că deveneam sectorul 6 oaia neagră a României pe proiecte europene. Cred că deveneam oaia neagră a Europei, exemplul negativ pentru tot ce înseamnă proiecte... Banii cu care s-ar fi putut face multe. Gândiți-vă că discutăm de zeci, deci 14 milioane de euro. Și atunci am fost obligat să-mi pun toată energia la dispoziție și toate cunoștințele pe care eu le-am acumulat și în poziția de senator și ca manager în viața privată, cât am lucrat în mediul privat, să coordonez echipele din acest parc, să vedem cum distribuim banii și cum aducem banii pentru a finaliza aceste lucrări, și am reușit să finalizez lucrările și astăzi avem cel mai frumos parc din România. Nu vreau să laud treaba asta sau să pară că este o laudă, dar merită văzut pentru cei care vor să vadă într-adevăr ce înseamnă un parc modern, cu spații verzi în adevăratul sens al cuvântului, să vină să viziteze Parcul Drumul Taberei. Și un element de, hai să spunem așa, important în discuție, se referă inclusiv la serele din acest parc. Sunt sere cu plante exotice, realizate tot pe fonduri europene, unde pur și simplu oamenii pot veni, pot intra gratuit, și să se bucure de 7 pavilioane expoziționale cu plante unice în România, cu climate speciale, climat ecuatorial, mediteranean. Deci este o splendoare. Totul pe fonduri europene. Totul pe fonduri europene și am salvat banii. Deci mai mult de atât, da, se poate. Și un al treilea lucru pe care la fel l-aș pune pe același nivel al importanței se referă la infrastructura rutieră din interiorul cartierelor. Gândiți-vă că în 4 ani de zile am reușit să asfaltez 139 de străzi, refăcute de la zero, peste 1200 de alei. Nu discutăm despre străduțe, sunt străzi. Sunt străzi în interiorul cartierelor unde nu se intrase de peste 20-25 de ani. Am întâlnit oameni care mi-au spus așa: domnule primar, aici nu am văzut să se facă o lucrare la infrastructura rutieră de peste 35 de ani. Deci, de înainte de Revoluție, acolo nu se mai intrase să se facă lucrări de reparații la infrastructura rutieră. Și am realizat acest lucru. La fel, cu foarte multă implicare, cu un efort uman extrem de puternic și, bineînțeles, cu o capacitate de a atrage fonduri, inclusiv împrumuturi de la bănci renumite europene, și care ne-au permis noi să facem aceste investiții. Și să știți că nu ne-am oprit aici. Faptul că, spre exemplu, sectorul 6 acum are toate bulevardele refăcute, iarăși este un element care cred eu că contează. Cum stăm cu traficul? Contează. Să știți că din momentul în care am modernizat bulevardul Iuliu Maniu... E o problemă... Este o problemă, da. Este o problemă. În toate sectoarele. Așa este, aveți dreptate. Nu trebuie să evităm discuții pe acest subiect, dar trebuie să fim extrem de corecți când discutăm despre trafic. Sunt foarte multe elemente care converg, care duc către acest lucru care ne deranjează pe toți, statul pe stradă, în mașină, în trafic. Și vă dau un exemplu acum legat de Iuliu Maniu. După ce am finalizat lucrările la Iuliu Maniu, traficul pe acest bulevard s-a îmbunătățit cu 12-15%. Și vă spun de ce. Protejând trotuarele, eliberând trotuarele de mașini și protejându-le de cei care intenționează să urce pe trotuar,
blocând întotdeauna prima bandă. Că știți cum se face când vrei să urci pe trotuar, să urci peste o bordură? Oprești mașina, urci cu o roată și așa mai departe. În spatele mașinii respective se creează ambuteiaj. E, protejând trotuarele, nu se mai poate face lucrul ăsta. Ești obligat să faci dreapta, da? La prima stradă. Deci ați stradă. Ridicat bordurile. Nu sau? Am ridicat bordurile. Bordurile am refăcut trotuarele și le-am protejat de cei care intenționează să ocupe abuziv acele trotuare. Deci nu mai poți parca neregulamentar. Și lucrul ăsta a determinat ca fluența traficului pe bulevardul Iuliu Maniu să fie îmbunătățită. Bineînțeles că aici intervin și aspectele legate de cei care își cumpără două, trei mașini în contextul în care stau într-un apartament cu două camere. Vechea poveste a României. Faptul că infrastructura de transport a Bucureștiului s-a îmbunătățit, mă refer la autobuzele și mijloacele de transport în comun au fost modernizate, iarăși au dus către o fluidizare a traficului, inclusiv pe bulevardul Iuliu Maniu. Clar, asta este linia în care trebuie să mergem. Și vă mai spun ceva. Știți că până acum câteva luni, Ministerul Mediului și erau foarte multe organizații, ONG-uri, care țipau că, domnule, nu se face nimic pentru creșterea calității aerului. Din momentul în care noi am început să indicăm și să arătăm că, de fapt, poluarea aerului nu vine de la cei care, spre exemplu, au mașini sau de la faptul că nu plantăm noi arbori, pentru că, să fim serioși, am plantat și s-au făcut în sectorul 6 peste 300.000 de metri pătrați de spațiu verde, mă refer la metri pătrați noi, deci nu ce exista. Închid paranteza și mă întorc la ce spuneam. Indicau faptul că, dom'le, din cauza primăriilor, din cauza traficului, avem poluare în București. Și în momentul în care am indicat că, de fapt, poluarea în București vine de la acele entități care aparțin de guvern, Ministerul Economiei cu CET Vest, CET Grozăvești, da? Și să nu mai ardă păcură, ce să vezi? De două luni de zile în sectorul 6, nivelul de poluare al aerului a scăzut atât de mult încât întotdeauna suntem în zona verde a calității. Cu alte cuvinte, aerul este curat. Deci vorbim de acele celebre gropi de gunoi din jurul Bucureștiului. Gropile de gunoi care, iarăși, nu țin de sectorul 6 sau de București, țin de Ministerul Mediului. Vorbim despre ceturile care iarăși nu țin de sectorul 6 sau de capitală, țin de guvern, de către Ministerul Economiei. Deci sunt entități care, culmea, nu au legătură cu noi, dar ce să vezi, noi eram acuzați că poluăm, că noi suntem poluatorii principali și dumneavoastră care mergeați cu mașina. E, uite că am demontat această acuzație și am arătat că nu noi suntem poluatorii sau cei care utilizează mașinile personale, ci aceste entități, fabrici, gropile de gunoi necontrolate, deșeuri care se ard necontrolat și garda de mediu nu-și făcea treaba. Vorbim și despre un alt of al locuitorilor din sectorul 6, metroul. Multă lume și pe noi și ne întreabă ce se întâmplă când va fi deschis. Vedem amânări peste amânări, ce ne puteți spune? Dacă cineva... Ați fost acolo... Normal că am fost, nu odată am fost mai mult. Când putem, nu știu. Să știți că dacă cineva mi-ar fi spus la preluarea mandatului în 2016 că metroul, drumul Taberei, nu va fi pus în funcțiune până în anul 2020, aș fi avut curaj să fac pariu pe orice că lucrurile nu stau așa. Astăzi, în schimb, după ce am avut acces la niște informații care nu sunt publice, ca să știți că de foarte multe ori oamenii vorbesc în necunoștință de cauză, se lansează în fel de afirmații, fără să aibă informațiile corecte. Când am ajuns primar și am început să am acces la informații mai puțin publice, mi-am dat seama că va fi foarte dificil ca metroul drumul Taberei să fie gata până în anul 2020. De ce? De ce? Pentru că au existat foarte multe probleme juridice care nu fuseseră rezolvate. Și în continuare există. Faptul că nu existau licitațiile făcute corect, erau contestate, nu erau procedurile aduse la bun sfârșit. Am insistat de foarte multe ori ca Metrorex să predea către Primăria Capitalei, implicit către noi, partea de suprateran, pentru că marea noastră problemă a celor care stăm în sectorul 6 și ne folosim de infrastructura rutieră este că nu putem folosi corect bulevardul drumul Taberei. Pentru că avem foarte multe blocaje, sunt zone destul de mari unde se lucrează și de fapt nu se lucrează, pur și simplu sunt închise
zone unde nu se mai lucrează de foarte mult timp, adică ar fi putut fi date în folosință. Și m-am rugat, le-am făcut solicitări, le-am explicat că se poate face legal predare parțială pentru zonele finalizate de suprateran. Nu am avut cu cine să mă înțeleg. Nici astăzi, când sunt aici la dumneavoastră, eu nu am posibilitatea legală să fac locuri de parcare pe bulevardul respectiv, să amenajez spațiile verzi. Dacă te duci pe bulevardul Drumul Taberei, să ne înțelegem când vorbesc de bulevardul Drumul Taberei, mă refer la tot ce înseamnă tramă stradală, cu scuar, cu spații verzi, trotoare, până în gardurile și în grădinile blocurilor de la bulevard. Deci, cu alte cuvinte, tot ce înseamnă deschidere la bulevard este predat la Metrorex. Acolo există zone de spațiu verde pur și simplu distrus, mașini parcate și când plouă toată mocirla o aducem pe carosabil. Fără locuri de parcare suficiente făcute, chiar dacă se modernizează și încearcă să-l facă, să-l predea. Pur și simplu este o bătaie de joc și nu înțeleg de unde atâta vehemență și atâta dușmănie din partea acestor oameni să nu predea zonele de suprateran care sunt gata către Primăria Capitalei și implicit către Primăria de Sector, astfel încât să putem să le modernizăm corect, să le aducem la starea, nu la starea inițială, pentru că ei nici măcar asta n-au fost în stare. Înainte să se apuce de lucrări, pe bulevardul Drumul Taberei, spre exemplu, existau 1.000 de locuri de parcare în spic. Astăzi nu mai refac acele 1.000 de locuri de parcare, pur și simplu lățesc trotuarele foarte mult, fac spații verzi care nu ai posibilitatea să le uzi, adică un spațiu verde, dacă nu ai o suprafață minimă de, să zicem, nu știu, 80-100 de metri pătrați, ăla nu mai e spațiu verde. Deci pur și simplu nu au nicio logică și ne pun pe noi în situația în care după ce îl vom prelua, când l-om prelua de la ei, să intervenim și să refacem locurile de parcare care existau înainte, să refacem trotuarele așa cum ar fi normal să fie făcute, să refacem spațiile verzi. Să vă spun că, spre exemplu, spațiile verzi sunt refăcute cu pământ argilos. Păi în pământul argilos nu crește nimic. Adică știm că din argilă se face altceva. Eu știu, te-a pus să faci o cană dacă ai... Deci nu puteți ajunge la o înțelegere cu guvernul Orban? Nu am reușit și nu înțeleg de ce nu vor să facă acest lucru. Repet, se poate face predare parțială, legislația azi permite acest lucru. Adică înainte nu permitea. M-am luptat în Parlamentul României, am fost la toți parlamentarii de București, colegii mei, și i-am rugat să modifice legislația. Am modificat-o. Se pot face predări parțiale. De ce nu fac? Poate vă răspund dumneavoastră, mie nu mi-au răspuns niciodată. Ultimul minut și ultima întrebare. De ce Gabriel Motu și, de exemplu, nu Ciprian Ciucu? Am înțeles că ar fi un contracandidat al nostru. Da, sunt mai mulți. Eu cred că... Cel mai... Da. N-au reușit să se înțeleagă pentru că știți cum este. Eu întotdeauna am susținut următoarea teorie. Ca să faci ceva pentru o comunitate, în primul rând trebuie să fii demonstrat că ai capacitatea să faci lucrul ăsta. Nu vreau să jignesc pe nimeni, dar când vii într-un sector și începi să cauți prin spatele blocurilor, în canale, nu știu, prin ghenele de gunoi, că uite ce nu face Motu, uite ce nu... Atunci te descalifici și te duci într-o zonă în care pur și simplu cazi în ridicol. Asta a făcut Ciprian Ciucu? Asta fac în general toți care vor să preia acest fotoliu de primar. Crezând că este vreo jucărie cu care se pot juca ei după data de 27 septembrie. Dar nu o vor face pentru că nu vor câștiga. Însă, ce este trist, că nu văd un contracandidat care să vină concret. Dom'le, eu când am preluat mandatul de la liberali în 2016, dacă aș fi stat cum stau ei să arate populației ce nenorocire e în sector, adică eu chiar aveam ce să arăt, eu gândiți-vă că erau tone de gunoi la colț de stradă, ar fi însemnat să pierd timp prețios din ceea ce aveam de făcut. Eu nu înțeleg care este mentalitatea acestor domni care se văd primari și nu înțeleg de ce nu se focusează pe ceea ce au capacitatea ei să ofere oamenilor. Asta este, cred eu, este o abordare total greșită pentru un om care vrea să primească voturile din partea oamenilor pentru această poziție importantă de primar de sector. Deci experiența îl recomandă pe Gabriel Motu pentru un nou mandat de primar. Am avut înainte de cei 4 ani de mandat la primărie, am avut 8 ani de mandat în Senatul României, unde mi-am făcut treaba foarte corect.
Iar la primăria sectorului 6 se pot lua toate bugetele care au fost aprobate în cei 4 ani de zile în care eu am stat primar și să vedeți care este valoarea direcționată către investiții. Este foarte simplu. S-au făcut investiții în 4 ani de zile când nu s-au făcut în 27 de ani. Spații verzi, parcuri, locuri de joacă, grădiniță nouă, avem acum, vom inaugura o grădiniță nouă, ultramodernă, cred că cea mai modernă grădiniță din România, grădinița Albina, plus corpuri noi de clădiri pentru școli, after school-uri pentru elevi, grădinițe noi care astăzi începem lucrări și, bineînțeles, reabilitările termice pe care, repet, pentru mine este o mândrie că am reușit să deblochez acest program și astăzi suntem în măsură să avem bani europeni intrați în sectorul 6 și nu vorbesc de 2-3 lei, vorbesc de peste 500 de milioane de lei care au intrat în sectorul 6. Domnule primar, eu vă mulțumesc ca de fiecare dată pentru prezența dumneavoastră alături de noi. Sunt sigură că aveam multe de încă discutat. Dar timpul nu ne mai permite, așa că voi... Cu mare drag, altă dată continuăm. Mulțumim. Și eu vă mulțumesc.